și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept a răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndreptățească pe sine însuși, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul tău, care ne-a renăscut pe noi din păcat. Cel ce luminezi orbi și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși miluiești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din întuneric descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună viețuit. Și celor ce l-au primit le-ai dat putere să se facă fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtați biruinței asupra vrăjmașului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat în un de lemnul sfințit chipul crucii, ca să ne faci noi turmă lui Hristos, preoții împărătească neaspă, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuți, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta. Precum ai dat lui Moise, lui Samuel și lui Ioan, abesului Tău, și celor ce au binevăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale, cele noi a Fiului Tău, priunele în acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Său, care îzbrăcându-ne de poftele cele lumești, să murim păcatului și să fim dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia, ce va fi adusă acestui mulțele. Facă-se, Doamne, un delem acesta, un delem de bucurie, un delem de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea vrăjmașului, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veștică. Ca și cei care se vor unge cu un delemul acesta în înnoirii, să fie de temut pentru cei potrivnici, și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând închinăciune ori prihană, să fie primiți o odihnă Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele cerești. Că Ție se cuvine să ne mântuiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să ne rog.
Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut fiul tău ca să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, dăbăduiește pe toți cei care sunt de față, pe toți cei care au fost sus și vor fi pomeniți, dar și pe toți cei care bolesc cumplit în spitale și în casele lor, de toată neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă să vieze prin Harul Hristosului tău. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, folosirile cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și tuturor rugaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de argint, Cosma și Damian, Chis și Ioan, Pantelimon și Ermolai, Samson și Diomin, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifo, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Achim și Ana și cu ale tuturor sfinților. Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălță. Împreună și lui a născut Fiul tău și preasfântului Duh, acum și pururea, și în veci, în veci, în lumea. Ta să vadă cine este Iisus. Dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Văzând însă aceasta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Atunci Zaheu stând în fața Domnului, i-a spus, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a zis către ei, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, pentru că și el este fiul lui Avraam, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Despre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor, îndreptează-ne spre răstirea Evangheliei tale, toată arcăruirea și gândirea lor, întărește-ne cu harul tău. Că Tu ești Dumnezeu nostru, dar prin Sfinții Tăi apostoli, ne poruncim-o zicând, oricine veți lega, legate vor fi. Și oricine îți dezlega, dezlega de oricine. Și pentru voi și dacă Ezechia înțistarea sufletului său la ceasul morții și nu e trecut rugăciunea lui, așa auzi-ne și pe noi în ceasul de acum, pe noi smeriții, păcătoși și nevrednici de slujitor care ne rugăciunești. Și eu, Doamne, cel ce ai poruncit să eternu 70 de ori câte 7 celor ce care nu păcate. Și bunătatea ta și iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucură în facerea celor păcătoși. Că Domnul este slavă ta, așa este și mâna ta. Și tu slavă în oțeamnă, în tău ești părintele tău și în fără de început. Să te punești iute, să te păcătoare și te poruncă și punea ascultare. Ce s-a făcut de pe drept toți cei care sunt Părinți împreună slujitori, împreună cu toți ai casei lor, credincioși și credincioase, părinți, frați și ostenitori, ctitori, donatori și binefăcători și împunători ai acestei sfinte mănăstiri. Așa în mijloc, aceasta vreau să vă pun la inimă și să o aveți ca o învățătură foarte folositoare, că nu este nimic întâmplător
în anul liturgic și în desfășurarea acestuia. Nu putem să nu salutăm cu evlavie și cu sinceritate și cu dragoste deosebită prezența în opera Sfințitului Calinic, arhiepiscop numai de curând al Sucevei și Rădăuților, care a păstorit cu evlavie nu numai episcopia ca episcop vicar, dar foarte multe locuri, între care și acesta cu hramul nașterii Maicii Domnului. Dacă Maica Domnului, iubiți credincioși, este prezentă în toate actele mari ale Mântuitorului Iisus Hristos și la naștere și la pogorârea Duhului Sfânt, este și acum la schimbarea la față, pentru că se petrece chiar în mijlocul postului adormirii Maicii Domnului, dar de ce nu să nu subliniem și faptul că întreg anul bisericesc, începând cu data de 8 septembrie, începutul indicționului și până la sfârșitul anului bisericesc, 15 august, imediat sâmbăta viitoare, este patronat parcă ca o ocrotitoarea și ca o mai mare peste toți sfinții și peste heruvim și peste serafim. Mi s-a atras atenția, să nu vă ținem prea mult, două sfinte taine sunt tămăduitoare din cele 7. Una este pentru suflet, adică spovedania, în care se desleagă și se scoate rădăcina păcatului, ca să se tămăduiască sufletul și să vină iarăși din răspândirile păcatului spre Dumnezeu. Iar a doua este pentru trup, adică aceasta taina Sfântului Maslu. Aș face din puțina mea experiență câteva sublinieri și apoi închei, dragii mei. Omul ființă dihotomică, materie și spirit, trup și suflet, are o alcătuire armonioasă și simfonică de sisteme. Sistem rațional, sistem nervos și apoi toate celelalte, vizual, auditiv, sistem hormonal, sistem imunitiv, sistem digestiv, sistem muscular, sistem osos, toate acestea, câtă vreme omul practică virtutea, ele sunt în ordine, într-o relație frumoasă. Se spune la taina Sfântului Botez, când preotul tunde pe copil sau pe cel care se botează, se spune că, Doamne, Tu le-ai așezat toate simțirile acestea ca să nu se împiedice una pe alta, ci să slujească dimpotrivă una pe cealaltă. În momentul în care vine păcatul în locul virtuții, întunericul în locul luminii, atunci se produce dezordinea. Pentru că ce este boala, dragii mei? Este, de fapt, o dezordine a intersecțiilor sistemelor, începând cu cel rațional, continuând cu cel nervos și apoi cu toate celelalte. Astfel se îmbolnăvește sau se poate îmbolnăvi datorită păcatului, se poate îmbolnăvi organul cel mai important al corpului omenesc, creierul, la partea de suprastructură a omului. Apoi, după aceea, sistemul nervos se poate îmbolnăvi. Ori dui Dumnezeu să fiu într-o asemenea postură foarte pretențioasă la Spitalul Socola și să avem acolo boli ale sistemului rațional și ale sistemului nervos, dragii mei. Uneori, din păcate, incurabile și foarte, foarte grele, se produce o dezordine în creierul mic care este așezat aici în spatele capului, se produce o dezordine și atunci intră în dezordine și celelalte sisteme. Am auzit un arhiereu bun și profesor de teologie, Ioan Mihălțar, spunând: toată lupta este între ordine și dezordine.
Să avem grijă, dragii mei, ordinea este Raiul lui Dumnezeu și Împărăția Cerurilor, iar dezordinea este iadul, infernul, cu toate imperfecțiunile, răutățile și neputințele lui. Firea omenească și cu asta închei, este alunecătoare. Și atunci ne-a dat Dumnezeu, după taina botezului, știind că suntem neputincioși și de foarte multe ori păcătoși, și noi preoții și dumneavoastră poporul, dar se desparte turma, dragii mei, în momentul în care un păcătos se aseamănă cu tâlharul din dreapta, care a spus, pomenește-mă, Doamne, noi am greșit înaintea lui Dumnezeu, pentru ce mulești? Aici să te spart creștinii unii de alții sau oamenii unii de alții, dragii mei, cei care au simțul conștiinței și apărării de rău și a pocăinței, cei care și-au pierdut acest minunat simț care este mea culpă, am greșit, Doamne, primește-mă iarăși ca pe Fiul cel rătăcit. Aceasta este dovada credinței, a nădejdii și a dragostei. Lângă care, dacă mai adăugăm și celelalte patru virtuți capitale, înțelepciunea, prudența, curajul și bărbăția, atunci revenim cât mai ușor din răspândirile neputințelor omenești, de foarte multe ori biruitoare asupra sistemului dihotomic uman. Mulțumim din tot sufletul în numele dumneavoastră, dacă îmi pot permite, în numele preacucernicilor, preacuvioșilor părinți, în al presfințitului care așa de aglomerat fiind, nu și-a uitat copiii, nici mănăstirea aceasta. Mulțumim părintelui stareț care ne ocrotește și ocrotește aici pe foarte mulți. Nu puneți bănuții, că se văd, dragii mei, ce este aici. Când am intrat și am văzut aici, am făcut comparația cu mănăstirea Sâmbăta, că sunt foarte legat acolo, lângă Sibiu, lângă Făgăraș, și am zis, Doamne, ce s-a făcut aici? Este chiar mai mult decât la mănăstirea Sâmbăta, de titoria în al preasfințitului vrednic de pomenire, Antonie. Și a adus o contribuție foarte mare, nu-i menirea mea, o spun cu smerită plecăciune, o foarte mare contribuție, lângă Părintele Stareț Nicodem, în al preasfințitului, care mic, căreia nu-i putem spune, că prea ne-am obișnuit 30 de ani, să spunem, preasfinția voastră, și să încurcă un pic rațiunea și datorită emoțiilor, care vin din respect deosebit, fiecare de dumneavoastră care sunteți aici și care n-au venit din binecuvântate pricini, știți foarte bine pentru ce ați venit. Fie Domnul lăudat pentru toate și pentru toți. Amin. Sfinția voastră, iubiți credincioși, eu sunt la Bogdănești, din Suceava, unde avem un cămin de neputincioși, ori și paralizați, într-un număr destul de mare. În alt preasfințitul nostru, Calivic, a avut prima, să zic așa, la noi, în eparhie, unde este nou numit, a avut prima ieșire, prin bunătatea și prin râvna Părintelui Stareț, pe plan social, la noi, la Bogdănești. Îi mulțumim din suflet pentru această faptă, de milostenie adevărată de care a dat dovadă și mulțumim și dumneavoastră, celor din părțile Iașului și chiar și de aici, care faceți dovada că sunteți buni la inimă. Dumnezeu să vă ajute. La mulți ani! Trebuie să recunosc că n-am crezut că o să reușiți. Nu de mult a fost pus în demnitate de arhiepiscop al Sucevii și Rădăuțului și acești credincioși și pelerini din altă preasfinția voastră, să nu uitați că au venit să ia binecuvântare, învățându-se totodată cu în altă preasfinția voastră,
la care deja s-a format o frumoasă rânduială, o frumoasă tradiție, grație înaltă Sfinției voastre, ca în fiecare post, primirea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea noastră Sfântului nostru drag Mitropolit Teofan, prezența ierarhului la toate evenimentele și hramurile Sfinte noastre mănăstiri. Înaltă Sfinția voastră, timpul scurt să vă mulțumesc în primul rând că m-ați trimis în mănăstire. Sunt 34 de ani de când am pășit spre mănăstirea Pudna și m-ați întâmpinat și m-ați blagoslovit să intru în viața monahală. Da, Înaltă Sfinția voastră mi-ați dat binecuvântare când am intrat în viața monahală la Sfânta Mănăstirea Pudna. Și iată, Hristos, Preacurata Maică la Dumnezeu, vă reîntoarce înapoi acasă, unde ați fost de altfel și călugărit. Și pot să spun că mulți s-au întrebat de ce vă iubești atât de mult Bucovina. Pe normal că sunt ani de zile, a slujit și ca diacon, și ca eromonar, și ca eclesiar mare, a fost ghidul Sfintei Mănăstiri. Și iată de mila lui Dumnezeu și a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, prin îndoiala noastră a Sfințitului, a Sfântului Sinod și a Preafericitului, Maica Domnului v-a pus acolo unde meritat și vă este locul. Bucovinienii noștri sunt foarte fericiți și totodată foarte binecuvântați, fiindcă le-a venit Arhiereul Drag, Arhiepiscopul Înalt Preasfințitul Calimic, care a fost Calimic Botoșănean. Să știți că aici, iubiți credincioși, am pus scuze de Înalt Preasfințitul Pimina al Sucevii Rădăuțului, acum 30 de ani, când era locțuitor de mitropolit la Iași și cu binecuvântarea Înalt Preasfințitul Pimen, am început în această oază, această frumoasă mănăstire, astăzi fiind frumoasă, fiindcă era așa ca după război. Trecură ani și din mila lui Dumnezeu, vedeți cu ochișorii dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți podoaba bisericii, dumneavoastră ați venit cu puținul care l-ați dat și l-ați oferit și din îndeala lui Dumnezeu, iată, Hazâmbul a ajuns o frumoasă sihăstrie datorită dumneavoastră. La presenția voastră nu cred că mi-a ajungat să vă mulțumesc pentru toate sfaturile, povățuirea și dacă ne uităm bine în orice colțișor, este binecuvântarea noastră să mă refer la toată arhitectura, aspectul moldovenean și ștefănean. Și vă mulțumesc că lăsați lucruri frumoase, dar dacă îmi dați voie să rog pe Preacuviosul Părintele nostru Exar să pună un cuvânt la Înaltul Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, m-ar dorea sufletul să nu se mențină această rânduială frumoasă, ca în fiecare post prezența era acolo. Preacuviosul, vă rog în sufletul meu, fiindcă știu că țineți foarte mult la mână și la mănăstiri, și nu-ți prorog, dar Hristos o să vă aducă, o să vă aducă acolo unde vă este locul și am credință că o să fie bine din mila lui Dumnezeu și vă iubim să nu uitați pe cuvânt Sfânt Exact. Iar în altă sensului, normal că nu pot să spun că am asoară ca închidat, ci ne-am presunțit. Fiindcă n-am presunțit un părinte microfonit, Teofan, mi-a promis când am pășit prima dată la Mănăstirea Râmbului, toate hramurile și evenimente vei avea prezența eracului. Pe bună dreptate, s-a ținut în anul de cuvânt și niciodată n-a lipsit eracul de la hramurile mănăstirii și toate evenimentele care le-am avut în mănăstirii. Prea puvea să pădeți, vă rog, cu mine împreunate, să fiți alături de noi cum ați fost și până astăzi, găsiți locul și găsiți locul. Are grijă mai să Domnului de Păgășia voastră și am credință și nădăjdez că Înaltul Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan o să blagoslovească, iată că se apropie hramurile și cum era după rângeală un an Înaltul Preasfințitul Calmic, un an astăzi Părinte Mitropolit Teofan, anul acesta, cum o să gândiți pe Păgăși Sfânt Exar și cum o să gândească Înaltul Preasfințitul Părintele Teofan. Vă mulțumesc din inimă. N-am ziua să mă plec și vă mulțumesc și rog pe Hristos Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere și tărie, că nu ușor este ceea ce ați început și veți începe,
Ruga pentru sănătate, pentru sănătatea sufletului și trupului și la aceste rugăciune sănătate în al preasfințitului Părinte Calinic a adăugat ca de fiecare dată prețioasele rugăciuni de dezlegare, rugăciuni arhierești care ne sunt de folos. Ne-am rugat Domnului să ne dezlege de orice legături, să ne dorească sănătate, nu ca să ne slujim nouă înșine, ci ca să slujim celorlalți, ca să facem voia lui Dumnezeu. Încât acolo unde ne rânduiește Dumnezeu pe fiecare din noi, să fim atenți, să fim cu inimă dăruitoare, să fim cu inimă slujitoare celuilalt, și atunci când se împlinește voia lui Dumnezeu, se bucură îngerii în ceruri și oamenii îl cinstesc pe Dumnezeu, pentru că acesta este scopul rugăciunii pe care îl avem, pe care le facem în biserică, acesta este scopul vieții noastre. Să ne ajute Domnul fiecăruia să slujim cu luarea minte, ca și prin noi să se cinstească numele lui Dumnezeu cel Sfânt, în mănăstirea aceasta, în familiile dumneavoastră, în viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute să facem față acestor provocări de anul acesta nu ușoare, și cei care veți beneficia de cazarea pe care Părintele, iată, cu ajutorul Dumnezeu va pune la dispoziție, să fiți atenți, să respectăm toată rânduiala spre binele nostru, pentru ca să plecați de aici întăriți sufletește și trupește. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim, Părinte Stares, pentru toată slujirea și pentru toată dragostea.